Stimați cetățeni, la data de 13 septembrie a trecut la cele veșnice primul președinte al Republicii Moldova. Este o pierdere irecuperabilă pentru fiecare cetățean al țării noastre. Mircea Snegur a trăit în vremuri istorice și a avut un rol esențial în promovarea independenței, libertății și suveranității Republicii Moldova. Micias Snegur va rămâne în istoria Republicii Moldova ca președinte care a adus independență, limba română și tricolorul. Noi, cei de aici, suntem datori ca aceste valori, fără de care un stat nu poate fi numit stat, să le ducem mai departe. Micea Snegur a fost și primul președinte al Parlamentului. Exprimăm sincere condoleanțe familiei, prietenilor, tuturor celor care l-au cunoscut și l-au apreciat personal, precum și celor pentru care numele Mircea Snegur este istorie. Dragi colegi, să ținem un minut de reculegere în memoria primului președinte Mircea Snegur.